Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Georgiana și sunt așa cu un vibe super, super bun. Am filmat un alt clip înainte, cel cu cărți, pe care s-ar putea să-l fi văzut, s-ar putea să nu vă las link pe ecran. Și am energie să filmez încă un haul, de această dată un Bonprix haul, un haul Bonprix. Știți că am o colaborare cu ei și odată la ceva timp îmi aleg niște haine, da, încerc să fac niște ținute cu ceea ce găsesc pe Bonprix. E, și avem și de această dată două ținute pe care le-am... Mi-am ales niște haine care îmi plac, asta este ideea, ce să mai folosesc eu cuvinte de-astea mari și pompoase, ținute, creat, chestii, nu, nu. Haine care mie îmi plac, sunt pe stilul meu, ca să zic așa, da. Și haide să trecem la haine. Când am făcut comanda, știu că era o zi foarte, foarte rece și ploua afară și am văzut o rochie și am zis, mama, asta este o rochie care merge pe o vreme de asta, pentru că era atât de fric și venea să-mi cumpăr, nu știu, ceva, o haină groasă, nu ceva de vară. Și am zis, uite, asta este o rochie care merge atunci când este mai brăcoare afară, pentru că are mânecă, este pe gât, e un pic mai lungă, merge în diverse combinații și cu pantofi și cu sandale și poate cu niște ghete, de ce nu? Deși nu mai purtăm ghete. Am mai purtat. Într-o zi mi-am luat ghetele pentru că ploua torențial. Cred că pentru iunie. Da. Cred că pentru iunie eram. Bun, haideți să vă arăt rochia. Oricum vă las fotografii pe ecran. Adică aici așa să ridic hainele, nu vedeți mare lucru. E, este o rochiță model cu floricele pe verde. Îmi place foarte mult combinația de culori. Fără de aproape materialul. Este o viscoză. Este un material, să știți, destul de subțire și de răcoros. Cumva, dar fiind, adică e o rochie, uite, e cu mânecă, vedeți oricum fotografii cu mine pe ecran, este cu mânecă și se leagă aici mâneca. Este o rochie pe care poți o iei pe sub o haină, cum ia cu vremea, că ba plouă, ba e mai răcoare, ba mai bate vântul, mai ai cu tine o haină. Este o rochie care merge și merge să stai doar în ea, în interior, pentru că... E foarte ușoară, răcoroasă într-un fel, dar în același timp nu ești prea dezbrăcată și prea subțire, nu pari prea subțire îmbrăcată dacă afară plouă și bate vântul. Cumva asta a fost în capul meu. Când am văzut această rochie pe care încerc să o întind aici, ador, m-am înconjurat de rochie, dar ador foarte mult verdele ăsta. Are fermoar în lateral, dar eu nu am observat că are fermoar pentru că mi-am luat o măsură cam mare un pic și n-a fost nevoie să deschid fermoarul. Dar are fermoar, este cu fermoar în lateral și un nasture mic la spate. Mi-am luat o măsură 44, este mare. Puteam să-mi iau lejer măsura 40, îmi venea perfect pe corp, așa mulată cât de cât. Aș și lua 42, că în general ați văzut că de pe Bonprix cumpăr cam 42. Da, cred că și 42 îmi venea un pic cam lejeră și cred că îmi venea perfect, perfect pe corp, cum trebuie, 40. Da, eu am la 44, că mi se pare că n-aveau 42 și am zis decât să iau o măsură mai mică, mai bine iau o măsură mai mare. Nu știu ce a fost în capul meu. Nu știu ce a fost în capul meu. Dar, după cum vedeți prin fotografii, mi-am pus o centură în talie și arată destul de bine și pică destul de frumos. Adică nu se vede că este cu o măsură mai mare rochia pe mine, zic eu, nu știu. Nu știu vouă cum vi se pare. Mie mi se pare că vine destul de bine și îmi place foarte mult și ador această rochiță. Și este mișto de vremea asta incertă de afară, care, în fine, aș vrea să fie foarte, foarte cald și să fie avut... Să știți că după zilele alea ploioase în care... perioada în care am făcut eu comanda, au venit niște zile super călduroase. Și mă gândeam la această rochie. Zic să vezi că vine căldura și mi-am pus rochia asta pe comandă. O să fie prea cald pentru ea și este o rochie cu negru, da, e pe fundal negru tot imprimeul ăsta și mai bine îmi luam că am oscilat între rochia asta și o altă rochie super vaporoasă de vară, ceva alb cu bleu, de vară, de plajă, de așa, pălărie de paie. Și când a venit comanda și afară erau iar niște zile ploioase, zic, oh, perfect! Pentru că, da. Da, mă, să știți că îmi place foarte mult această rochiță. Mă simt super bine în ea, chiar dacă măsura este un pic cam mare.
Eu zic că arată ok și că am reușit cât de cât să o fac să arate bine pe mine. Și dacă era o măsură un pic mai mică, să zic, sau era fix măsura mea, tot i-aș fi pus în talie o centură pentru că arată altfel. Se aranjează altfel, nu știu, vine mai frumos cu o centură în talie. Da, aceasta este rochia, prima rochie pe care am ales-o și v-am zis ce a fost în capul meu și de ce am ales-o pe ea și nu altceva. Și am zis totuși să am și o ținută de asta un pic mai de vară, totuși, de vreme mai caldă, care așa. Sper să sosească cât mai repede, pentru că vreau caniculă, sincer, m-am săturat de ploaie, vreau câteva zile de alea cu caniculă. Da, în ziua în care am purtat ținuta asta, într-adevăr a fost cald afară și am mers 100% să iau pe mine această bluziță. Deci de la imprimeul ăla mai așa pe negru, trecem la alb cu galben, cu flori. Ador, ador, ador acest imprimeu. Este o bluză, un fel de, nu știu dacă e corect spus, baby doll, dar are, ea vine largă. Că în fotografii nu o vedeți, că nu sunt cu ea pe afară, am băgat-o în fustă, deci nu sunt cu bluza pe afară, dar este largă de sus, bluzița asta. Și ce îmi place, pentru că, na, dacă ai sâni un pic mai mari, ea se ia puțin pe sâni, eventual, că așa e croiul, da? E largă de sus. E, în față, dacă observați voi, nu știu dacă observați, se observă, da? Am întors-o cu spatele. În față este un pic mai lungă, astfel încât să nu stea... Să stea ridicat în față dacă aici pe bubaj se ia bluza, știți? Știți ce zic? Și cu mâneca asta bufantă. Mâneca asta cred că poate fi purtată, deci, așa, dar și un pic lăsată, eventual, ar merge. Bluza este măsura 42. Cred că puteam să mergi pe un 40. Am observat că tot fac de ceva vreme comenzi la Bonprix. În general, în cazul meu cel puțin... Față de tabel, eu îmi iau cam cu două măsuri mai mici, hainele, față de ce îmi spune tabelul. Acum, nu știu, ori am mai slăbit eu și trebuie să merg pe o măsură și mai mică, poate ar trebui să mă măsor din nou și să compar cu tabelul, dar cam așa, cam cu două măsuri. Vă măsurați, vedeți ce vă zice tabelul și mergeți pe două măsuri mai mici. Verificați și recenziile. Pe mine personal mă ajută foarte mult recenziile pe care le lasă alți clienți și sunt foarte, foarte multe tipe care spun, uite, am înălțimea asta, greutatea asta, tabelul îmi zice așa, dar am mers pe o măsură două mai, sau am mers fix pe măsura din tabel, dar în general cu două mai mici. Că am primit întrebări din partea voastră și legat de măsuri. Îmi vine bine bluza, îmi place materialul, este un bumbac, sta să vă zic, n-am tăiat încă etichetele ca să am aici, da, 60% bumbac, 40% viscoză, un material ușor, natural, răcoros, vaporos, ador. Da, ador. Galben, foarte drăguț, îmi place foarte mult. Și am purtat această bluză cu o fustă, care iar, mi-am luat-o 42 pentru că... Eu am mers pe ideea că asta e măsura mea și cred că puteam și 40 să merg și pe măsură mai mică la ea. Un 40. O fustă este genul acela de fustă de care ai nevoie câteodată vara, o fustă un pic mai lungă. Ea este cu o oarecare greutate, stați că era pe dos. Fusta asta e o fustă neagră simplă, adică nu vă gândiți că ceva așa. Are o oarecare greutate, dar materialul este foarte ușor și foarte, foarte răcoros, pentru că e un material natural. Haideți să vă zic la material, da? Ce combinații sunt, oh my god, că are și dublură. Este o fustă, uite, cu... Se vede, mă, pe cameră, nu știu dacă se vede, că e negru. Deci fusta e ca o pânză topită, cum era pe vremuri, ceva de genul, și dublura. Nu se vede prin ea nimic, nimic de genul ăsta. Unde este eticheta? Să vă zic și eu materialele, da? Și are și nasture de rezervă. Da. Bun, deci avem așa, viscoză, materialul principal, iar dublura este din bumbac. Foarte mișto. Deci, are buzunare. Fusta asta are buzunare, trebuie să spun. Are și buzunare. Are și găici pentru curea. O să vedeți, o să mă vedeți prin poze că sunt cu o curea. Deci puteam să-mi iau la fusta asta și 40, că-mi venea perfect. Da,
asta este fusta. Na, e o fustă neagră și ce să vă arăt eu la cameră. Sunt super încântată, mă repet cu treaba asta, dar chiar sunt. Le mulțumesc celor de la Bonprix pentru colaborare. Acestea sunt hainele cu care o să mă vedeți în continuare. Dacă mă urmăriți, o să mă tot vedeți pe, mai ales pe Instagram, pe acolo vă arăt mai mult cu ce mă îmbrac decât aici pe YouTube. Și, da, spuneți-mi voi ce v-ați mai cumpărat în ultima perioadă la acest capitol, haine, ce v-ați mai luat. Dacă purtați fuste, rochii vara sau dacă mergeți tot pe pantaloni, eu sunt pe fuste și pe rochii, ador, mai ales rochii. E mult mai simplu, ai tras rochia pe tine și nu-ți mai va scapul bluză să asortezi cu... Nu. O rochiță și aia e. Da, și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot, pe social media, cu ID-ul și King Quest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune. Mua! La revedere!